Reducerea taxelor vine ca o gură de aer pentru mulți gorjeni. De exemplu, o taxă care era 4.500 de lei va fi acum 2.052 de lei. Mulți oameni sunt în situația în care stau cu bunurile blocate ani de zile pentru că nu își permit să plătească taxele de partaj. Ministrul Justiției spune că va face tot posibilul pentru punerea acestei legi în aplicare. Problema taxelor de timbru a fost una din principalele probleme ridicate de avocați pe oriunde în țară am mers. În multe cazuri ați spus despre aceste taxe de timbru care restricționează accesul la justiție și am luat foarte în serios această problemă, pentru că justiția nu e făcută pentru stat, justiția este făcută pentru fiecare dintre cetățenii români. Și astăzi pot să vă spun că s-a publicat pe site-ul Ministerului Justiției, este în transparență decizională, un proiect, cei drept, nu amplu, de modificarea legislației specifice. Este un proiect care vă asigur că va suporta orice fel de îmbunătățire aveți dumneavoastră, avocații, specialiști în drept, îmbunătățiri pe care veți dori să le faceți în acest proces de transparență decizională. Cu ce vine nou această inițiativă? În principal, Ministerul Justiției reduce anumite taxe. Și un exemplu pe care mi l-ați repetat în fiecare județ în care am mers este taxa de timbru la partaj. Taxa de timbru din procesele de partaj, care în anumite situații era chiar prohibitivă, se va reduce cu aproximativ 50%. Vă dau un exemplu, dacă până acum plăteai 4.500 de lei taxă de timbru, conform acestei inițiative, conform acestui demers, se va plăti o taxă de doar 2050 de lei. De asemenea, prin acest proiect, Ministerul Justiției simplifică birocrația. Dovada că ai achitat taxa de timbru online se va putea face și cu un simplu extras de cont, fără nicio altă formalitate suplimentară sau alte drumuri la bancă, așa cum se făceau până acum. E o chestiune de mobilitate care ajută deopotrivă avocații și ajută justițiabilii. Chiar și avocații spun că este necesar aprobarea acestei legi, însă se tem că nu va fi pusă în aplicare. Da, este benefic acest lucru. O reducere a taxelor judiciare de timbru este benefică pentru justițiabil, pentru a introduce acțiuni în stată. Cred că este mai mult o acțiune pentru... Acest proiect de lege vizează mai mult campania electorală care se desfășoară în acest moment pentru locale, pentru viitoarele alegeri prezidențiale și pentru viitoarele alegeri parlamentare, pentru că este doar un proiect de lege inițiat de Guvernul României, urmează să fie dezbătut în procedura parlamentară, procedură parlamentară care va dura câteva luni de zile. Mă îndoiesc că va fi dezbătut în procedură de urgență și chiar și așa ar dura undeva la două luni de zile dacă ar fi dezbătut în procedură de urgență. Reducerea taxei de partaj este un ajutor pentru clienții care nu vor mai fi încărcați de costuri enorme. Oricum, reducerea cu 50% a taxelor în ceea ce privește partaje, acțiunile de partaj sunt de bun augur pentru justiciabil, pentru că nu mai sunt atât de împovărați atunci când se vor dezbate cererile de partaj. De asemenea, se reduc taxele de timbru și în ceea ce privește partajul legat de divorțul dintre soți. Plata taxei se poate face și online cu dovada unui extras de cont.